contează ce se întâmplă oricum. La starea de spirit ne ajută, dacă putem să spunem așa. O vreme instabilă în continuare în cea mai mare parte a țării, vorbim de înnorări temporar accentuate, averse cu caracter torențial, intense scări de scurtă durată ale vântului ce pot lua local aspect de vijelie, nu în ultimul rând izolat căderi de grindină. Din păcate am avut în ultimele zile în multe zone din țară astfel de fenomene care au avut o acțiune mecanică, după cum știm, și un impact sever asupra culturilor și nu numai. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, vorbim de cantități de apă ce vor putea depăși local 15-25 de litri pe metru pătrat, iar în zona montană chiar și mai mult, între 40-50 de litri pe metru pătrat. Astfel de manifestări, așa cum arată informațiile la acest moment, sunt de așteptat cel puțin până în jurul datei de 4 aprilie, când de altfel este în vigoare și informarea meteorologică ce vizează astfel de tipuri de fenomene. Din punct de vedere termic, vorbim astăzi de o vreme mai caldă, pentru că în sudul Munteniei este posibil să ne apropiem din nou de 24-25 de grade Celsius, însă săptămâna va debuta cu o vreme răcoroasă în majoritatea zonelor, pentru că temperaturile maxime se vor încadra în general între 12 până la 20 de grade Celsius. După data de 11 mai este posibil să vorbim din nou de temperaturi în creștere de la o zi la alta, astfel încât în această săptămână să vorbim de valori care să depășească în zonele din sudul și vestul țării chiar pragul unei zile de vară, 25, chiar peste 26-27 de grade Celsius. Din datele pe care le aveți, cum va arăta luna mai? Datele la acest moment pentru luna mai, cel puțin săptămâna 4-11 mai, prezintă valori ușor mai coborâte decât cele specifice pentru această săptămână. Așa cum spuneam deja, debutul săptămânii viitoare va însemna o vreme mai răcoroasă comparativ cu perioada din calendar. Din punctul de vedere al regimului de precipitații, vorbim pentru zonele centrale, estice și sud-estice o ușoară tendință spre excedent și este bine că plouă, pentru că în jumătatea estică a țării vorbim de fenomenul de secetă pedologică extremă încă din toamna 2019, dar trebuie să facem și aprecierea că la nivel local chiar aceste cantități de 25-40 de litri pe metru pătrat pot îmbunătăți situația, mai ales pe profilul 0-20 cm și la suprafață, însă în adâncime, vorbim aici de profilul 0-100 cm, cu siguranță după acest episod de instabilitate atmosferică, vom evalua și vom vedea că în continuare pe aceste zone seceta pedologică se va menține. Pentru că săptămâna 11-18 mai, din punctul de vedere al regimului de temperaturi, prezintă valori mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în toate regiunile țării, cu abatere termică pozitivă mai mare, în special în zonele sudice și sud-vestice, iar din punct de vedere al regimului de precipitații, tendința spre deficit se menține și acest lucru pare să fie semnalul pentru întreaga lună mai, pentru că informațiile la acest moment sunt valabile până în jurul datei de 1 iunie, deci pentru toată luna mai. Mulțumim foarte mult pentru aceste informații, doamna Matescu. Și mergem mai departe, vorbim despre lucrurile care se petrec în România, în timp ce noi suntem atenți la altceva. Suntem atenți bună oară la lupta autorităților cu coronavirusul. În paralel, însă, limba maghiară ar putea deveni obligatorie în Ardeal, deși pare șocant, este prevederea unei legi adoptate tacit în Parlamentul României. Mai grav este însă că în Senat, Comisia Juridică, al cărei șef este Șerban Nicolae, a dat aviz pozitiv.
La începutul lunii aprilie, Senatul a adoptat tacit proiectul de lege inițiat de UDMR care prevede că autoritățile locale sunt obligate să folosească oficial în comunitățile în care o minoritate națională are peste 20% limba minorității respective. Cu alte cuvinte, limba maghiară ar deveni obligatorie în localitățile din Transilvania dominate de minoritatea maghiară. Comisia juridică condusă de Șerban Nicolae a dat aviz pozitiv în plină pandemie. Proiectul asumat de toți parlamentarii UDMR, care vizează modificarea codului administrativ, a fost înregistrat la Senat în toamna anului trecut. În Senat, PSD are singur majoritate. Cel care reglementează folosirea limbii minorităților naționale este articolul 94 din proiectul legislativ. Legea și-a început traseul în Parlament pe 13 noiembrie 2019. După două avize negative și unul... Skype, așa cum v-am obișnuit în ultima perioadă de seanul.net și în cât va fi alături de noi și Mihai Duță, senior editor România. E chestiune cu repetiție, pentru că săptămâna s-a mai întâmplat ceva foarte UDMR-ul se afla și celelalte chestiuni. Ce crezi asta? Ne-am întrebat de ce reacția față de legea privind autonomia Ținutului Secuiesc, proiectul de lege mai precis, de ce reacția a venit din partea președintelui Iohannis? Nu era mai normal ca o astfel de reacție să vină din partea partidului de afară puterea guvernanților, respectiv al domnului Ludovic Orban? De ce crezi că s-a implicat în mod direct președintele, poate depășind o linie la care nu ne-am fi așteptat? Cred că motivele sunt două. În primul rând, președintele a dat un mesaj de putere și el este totuși și un executiv pe lângă un mediator în societatea noastră. În al doilea rând, premierul Ludovic Orban, dacă ar fi ieșit cu el cu această problemă, ar fi trebuit să explice de ce guvernul nu a dat un aviz pentru acel proiect de lege. În același timp, ar fi tăiat poate într-un mod mult mai categoric relațiile cu UDMR-ul, de care și PNL-ul are nevoie în Parlament. Păi și atunci ce să înțelegem? Ce se întâmplă dincolo de ușile închise și dincolo de ceea ce vedem noi la televizor? E clar că oamenii ăștia au cu totul alte planuri, au cu totul alte lucruri de făcut. Noi ceilalți stăm și urmărim știrile despre coronavirus, nu? Sunt două realități paralele. Păi poate că se dorește și distragerea treptată sau măcar parțială a atenției noastre către coronavirus și a stării de izolare în care se află întreaga populație. A oferit și un alt subiect de discuție, mai ridică poate un pic presiunea, poate funcționa ca o supapă. Poate că despre asta este vorba, poate că e vorba de un alt plan politic în ceea ce privește lupta cu coronavirusul, pentru că acesta este subiectul principal. Cum crezi că se desfășoară aceasta, urmărind ultimele lucruri, inclusiv în Parlament, ce s-a întâmplat? Deocamdată îi apare a se desfășura în niște parametri doriți, așteptați, adică nu avem totuși o explozie a cazurilor, sperăm cu toții că totul va fi bine și că după 15 mai va începe o relaxare, dar adevărul este că ceea ce se va întâmpla în următoarea săptămână, poate 10 zile, ne va da imaginea asupra adevărului. Ne îndreptăm, ne aflăm într-adevăr pe acel platou și putem vorbi despre scăderea numărului de îmbolnăviri și implicit a relaxării sau, dimpotrivă, nu cumva ne bucurăm prea devreme. Și mai e o chestiune aici, tot în Parlament s-a petrecut și chiar sunt curioasă ce părere ai despre o astfel de decizie, pentru că PSD-ul a trecut o lege prin care timp de 3 luni de zile chiriile, fie ele ale persoanelor fizice sau juridice, să poată să fie plătite de către ANAF. Iar Camera Deputaților a adoptat în calitate de for decizional această inițiativă. Potrivit legii, chiriașii cărora în luna martie le-au scăzut cu minimum 15% veniturile față de anul trecut își pot amâna plata chiriei pentru imobilele pe care le ocupă, urmând ca banii să fie plătiți proprietarilor chiar de către fisc. Ulterior, chiriașii vor plăti statului eșalonat întreaga sumă pe care acesta a virat-o numele lor proprietarilor imobilelor respective. Cum ți se pare o astfel de propunere? În multe dintre cazuri ar putea reprezenta într-adevăr un ajutor, pentru că asta și este, este un ajutor de stat. În cele din urmă înțelegem că acei chiriași urmează să-și plătească datoriile către proprietari,
prin plata acestora către fisc, care au plătit către proprietarii anterior. Este o măsură care pare ajuta în primul rând proprietarii. Da. Dar da, pe cei de la fisc i-a întrebat cineva ceva, poate Mihai Duță e alături de noi, acum am stabilit legătura directă. Cu tehnica mai greu în această perioadă e destul de greu să nu ne vedem față în față, să nu fim cu toții în același platou. Mihai Duță, e un cadou otrăvit acesta pe cei de la fisc? Eu fi întrebat totuși cineva din PSD dacă sunt de acord și dacă au cu ce să acopere aceste chirii. Păi nu, dar cei de la PSD nu au făcut niciodată astfel de calcule, ei au făcut doar promisiuni electorale și n-au avut, trebuie să ne aducem aminte că la toate majorările lor de salarii, de tot felul de sporuri, nu a existat niciodată o proiecție, nu a existat niciodată un studiu de impact asupra bugetului în cazul tuturor acestor măsuri. Așa că, sigur, în momentul de față, vedem declarații și, dacă ar fi doar declarații, ar fi ok, dar vedem și lucruri care se întâmplă foarte populiste, fără niciun fel de legătură cu realitatea și făcute parcă doar pentru a-și lovi adversarii politici pe care, cu siguranță, vor să-i pună într-o situație imposibilă, într-o situație în care cei care sunt acum la guvernare să nu mai aibă de unde să dea bani, să nu le plătească, să facă plățile curente. Nu avem nici de data asta un studiu de impact și nici nu cred că e posibil să faci în momentul de față un studiu de impact în cazul unei măsuri din asta fiscale de, sau de scutire de taxe, de scutire de impozite, de scutire de plăți, pentru că nu știm ce va urma. Nu suntem într-o situație tipică, nu suntem într-o situație pe care să o putem controla sau prin care să mai fi trecut ca să știm ce se întâmplă. Așadar, toate anunțurile astea și toate intențiile și toate propunerile legislative în sensul ăsta venite din partea PSD-ului, din partea, nu știu dacă se zic, opoziției în momentul de față, că nu dau seama, PSD-ul are majoritate și în Senat și în Camera Deputaților, guvernul este unul, PNL-ul, o situație foarte, foarte încurcată. Și tocmai așa se întâmplă faptul că trec niște propuneri legislative discutabile, pentru că cei de la PNL s-au trezit pur și simplu cu acel proiect privind ținutul secuiesc. Acum ne-am trezit cu toții cu celălalt proiect privind limba maghiară și chiar dacă l-am auzit pe domnul Ciolacu spunând că a fost o greșeală și că nu ar fi trebuit să fie votat acel proiect cu ținutul secuiesc, practic celălalt proiect privind limba maghiară ar veni cumva în sprijinul celor spuse de președintele Klaus Iohannis. Da, bine, normal că vine în sprijinul celor spuse, dar în sprijinul... Scoatem acum pe Klaus Iohannis din ecuația asta și hai să vedem ce s-a întâmplat în ultimii ani. Păi din 2012 până în 2019, PSD a guvernat cu sprijinul UDMR. Toate porcăriile pe care le-au făcut legislative, le-au făcut cu sprijinul UDMR în Parlament. Da? Păi ce mai... cum să spun... că președintele a punctat în momentul de față o stare de fapt. Iar PSD-ul spune, domne, incalificabil, uite ce face președinte. Nu, domne, asta este o realitate. Acum o săptămână PSD-ul a avut majoritate în Parlament cu ajutorul UDMR. Acum o săptămână, deci nu acum 10 ani, nu acum 15 ani. Acum vreun an de zile sau doi modificaseră cei de la PSD cu cei de la ALDE și cu cei de la UDMR codul administrativ, astfel încât chiar dacă nu era o autonomie, în fapt, erau lărgite foarte mult atribuțiile celor de la consiliile județene prin subminarea autorității prefectului în teritoriu. Da? Noroc că acest cod, pe cine credeți că ajuta acest cod administrativ? Pe UDMR, desigur, UDMR care guverna cu PSD-ul și care în momentul respectiv aproba prin vot toate nenorocirile legislative propuse de Dragnea. Da? Cam și asta care era să fie situația totuși planul? Pentru că cei de la UDMR s-au dovedit de fiecare dată dispuși să negocieze, evident, cu acele condiții pe care le știm cu toții, că e tot timpul vin și cu ținutul secuiesc și cu limba maghiară. Au încercat de fiecare dată. Dar în momentul în care nu le iese jocul, nu se mai întâmplă nimic și oamenii își văd de treabă mai departe. Ei, acum dacă le-a ieșit acest o parte, cel puțin din acest joc, înseamnă că există un interes din partea PSD. Care să fie acesta? Nu, PSD-ul se bazează în continuare pe sprijinul UDMR și acum e o relație din asta, unul se lasă păcălit de celălalt, știți? Cam așa, pentru că se folosesc unul pe altul
foarte bine. UDMR-ul nu cred că își imaginează că vreodată astfel de proiecte vor trece în realitate, dar au o justificare în fața propriului electorat. Pentru că, din punctul meu de vedere, UDMR își bate joc în primul rând de propriul electorat și nu își bate joc de o lună, două, își bate joc de propriul electorat de 30 de ani. Pentru că sunt tot timpul la putere și exact ceea ce promit ei oamenilor care votează, adică autonomia ținutului secuiesc, nu se întâmplă de 30 de ani. Păi, băi, dacă nu se întâmplă, ești în opoziție și stai în opoziție până în ziua în care spui, domne, uite, intru acum la putere și acum am rezolvat această problemă. Deci îi prostesc pe oamenii aia, pe proprii lor oameni de 30 de ani cu prostia asta cu ținutul secuiesc, care nu se va întâmpla niciodată, pentru că nici măcar contextul european nu este favorabil. Sunt decizii la Curtea Europeană de Justiție împotriva unui astfel de autonomie. Întreaga Uniune Europeană este împotriva enclavizării anumitor țări. Dar ei își prostesc electoratul, PSD-ul își rezolvă problemele în Parlament, pentru că PSD-ul pe partea altă spune, nu, noi suntem români, dar votăm cu UDMR-ul. Băi, cum e asta? Noi suntem români, dar votăm mereu cu UDMR-ul. Avem tricolorul, avem nu știu ce și ieșim cu, acum avem un mesaj comun cu UDMR-ul. Dar tot timpul au un mesaj comun cu UDMR. Bine, să nu uităm că și alte partide au guvernat tot cu sprijinul UDMR. Așa că, na, asta, cam așa văd eu lucrurile în momentul de față. Se folosesc unii de alții, își rezolvă foarte frumos toate lucrurile murdare, pentru că nu am văzut nicio inițiativă curată sau inițiativă constructivă în ultimii ani, izvorâtă din acest tandem PSD-UDMR, care încă o dată funcționează din 2012. Să fac 8 ani de când funcționează. Acum să mai spunem că trecutul care... trecut al nu știu cui, moștenirea nu știu cui, propria lor moștenire, în care nu au făcut niciunii, nici alții nimic. Doar s-au ajutat și și-au dat niște voturi pe niște propuneri legislative, pe niște inițiative legislative care le-au folosit doar lor, doar câtorva șmecheri din ambele partide. Asta e realitatea. Da, noi suntem români, însă votăm cu UDMR. Cam asta e concluzia. Doar că în momentul acesta trecem cu toții, nu numai românii, trece toată lumea printr-o situație cu totul neprevăzută. Bună oară, ce s-a întâmplat ieri ne-a surprins pe toți. Anul acesta, de 1 mai, am putut să observăm în loc de distracție la mare, bună oară, sau aglomerație pe Valea Prahovei, ceea ce am fi văzut în alți ani de obicei. Am văzut o liniște apăsătoare undeva la malul mării, la Vama Veche, în special acolo unde era nefirească această liniște pe data de 1 mai în alți ani. Autoritățile i-au sfătuit pe toți cei care și-au planificat o escapadă la malul mării să renunțe la acest lucru. Dacă ieri totul a fost în regulă, trebuie să nu uităm că nici astăzi nu este permisă această ieșire din oraș pentru a merge poate la mare sau la munte. Se păstrează regulile. Haideți să vedem ce s-a întâmplat ieri la malul mării și apoi comentăm. În lipsa miilor de tineri care an de an transformau Vama Veche în cel mai fierbinte punct al litoralului românesc, soarele a răsărit singur la 1 mai. În liniștea sinistră, un DJ a mixat piese la Vama Veche. A fost un mesaj trimis pentru cei de acasă. Stăm izolați, stăm să aibă răbdare, că totul va reveni la normal. Și să ducem puțin în casă, marea și soarele și muzica din vamă. Anul acesta, pentru 1 mai, litoralul avea un grad de ocupare de 100%. În medie, aproximativ 17.000 de turiști petreceau în vamă. Azi, doar pescăruși și polițiști. Plaja a fost pustie, iar lipsa celor care veneau aici să se distreze s-a simțit printr-o atmosferă apăsătoare. Aproape toți turiștii și-au mutat vacanța după 15 mai, în speranța că lucrurile se vor mai liniști. E trist, vedeți, nu e nimeni în perioada asta. E clar că cu toții am văzut că nu e. E un moment în care trebuie să ne uităm mai întâi la sănătatea tuturor. Stațiunile preferate de turiști pentru mini-vacanța de 1 mai erau Mamaia și Vama Veche. Restaurantele și pensiunile sunt închise, iar autoritățile nu au încă o dată pentru redeschiderea sezonului turistic. Mesajul autorităților este: stați acasă. Vama Veche de obicei se învindea din luna februarie-martie. Începeau vânzările cu un an înainte, iar în februarie-martie nu mai găseai locuri. Vârf
Ul de sezon, de fapt, spun cei din vamă, este de 1 mai, este destinația preferată a tinerilor, pe locul 2 fiind Mamaia. Anul trecut pe litoral au fost aproape 80.000 de oameni. Acum speranța celor care trăiesc din turism este că doar respectând regulile vor putea, la un moment dat, să deschidă sezonul în siguranță. Nu avem motiv să fim chiar atât de pesimiști. Este foarte posibil să se deschidă sezonul și să putem să ajungem la mare, la mare în România, cel mai probabil. Și pentru a ne gândi cam cum am putea să ajungem într-o pensiune sau într-un hotel și care vor fi noile reguli, vorbim despre aceste lucruri cu domnul ministru al economiei, Virgil Popescu, este în legătură telefonică directă cu noi chiar acum. Bună ziua, domnule ministru! Bună ziua! Pe scurt, o să vă rog să ne spuneți cam cum ar fi, cam care ar fi regulile cu care ar trebui să ne obișnuim și cu care ar trebui să se obișnuiască și hotelierii pentru această vară, la prima vedere, pentru că încă știu că sunt foarte multe calcule și foarte multe date de luat în calcul. Da, lucrurile nu sunt așa simple. Chiar mai devreme am avut o discuție cu domnul ministru al Sănătății, cu domnul Tătar, chiar despre turism. Discutam despre turism, despre cafenele, baruri, restaurante. Discutam inclusiv despre saloanele de cosmetică, de frizerie, pentru că sunt multe, despre cabinetele stomatologice, sunt multe lucruri care trebuie la un moment dat redeschise și trebuie să ne gândim cum, care sunt procedurile care trebuie făcute și regulile care trebuie îndeplinite atât de către proprietarii respectivelor unități, cât și de către clienți, respectiv turiști, dacă vorbim de turism. Ați ajuns la o concluzie în urma acestei discuții? Lucrurile nu sunt simple, pentru că, dat culpă, cum am anunțat, după data de 15 mai va fi o relaxare graduală a unor măsuri și această procedură de relaxare va trebui monitorizată și evaluată. Iar evaluarea ține de obicei două săptămâni, pentru că este perioada de propagare a virusului. Din ce am observat, va fi o circulație intralocalitate, deci nu va fi în afara localității și deci nu putem vorbi de turism după data de 15 mai până în data de 1 iunie. Dacă după acele evaluări de două săptămâni vom vedea că lucrurile merg într-o direcție bună, putem discuta și deplasare în afara localităților, dar nu vă pot spune că poate fi vorba despre turism nici după data de 1 iunie. Evaluările acestea se fac de către Ministerul Sănătății. Noi, la nivel de Ministerul Economiei, avem în permanentă legătură pe diverse ramuri de activitate, pe diverse industrii cu Ministerul Sănătății, tocmai pentru a putea pregăti acele proceduri și reguli împreună pe care trebuie să le respectăm. Evident că în turism, revenind la întrebarea dumneavoastră, e clar că nu mai putem sta acum în vara aceasta, dacă se va da drumul, și eu sper să se va da drumul, și spuneam așa o dată estimativă posibilă, iulie-august, când e sezonul de vârf pe litoral, e clar că nu mai putem sta așa aproape unii de alții, e clar că și în restaurante nu mai putem sta așa aproape unii de alții, e clar că niște reguli trebuie făcute în așa fel încât turistul să se simtă în siguranță. Oricât de mult ne-am dorit, și asta o să o repet de fiecare dată, oricât de mult ne-am dorit să deschidem noi turismul și putem deschide turismul, dacă turistul nu se simte în siguranță să plece de acasă într-o vacanță, nu va pleca și atunci hotelurile tot goale vor rămâne. Absolut. Hotelurile se deschid, unele dintre ele chiar sunt deschise, doar că pentru carantină, pentru carantinat sau pentru persoane care au neapărat treabă într-o altă localitate, cu afaceri, exact. Poate că doar exact. Pentru astfel de situații. Pentru astfel de situații ele sunt deschise deja, deci hotelurile nu au fost închise prin ordonanță de urgență. Faptul că am avut nevoie și industria hotelieră, hotelierii, în principal, au venit și ne-au pus la dispoziție camere, autorităților camere pentru persoanele din izolare, pentru persoanele în carantină, a fost un lucru bun, un win-win pentru ambele părți, și pentru stat, pentru oamenii respectivi și pentru hotelier, pentru că am putut să ținem această pandemie sub control. Dacă există întrebări din partea invitaților care sunt pe Skype, le ofer această posibilitate. Mihai Duță, Cătălin Antohe, vă puteți auzi dacă există o astfel de întrebare, vă rog? Da, ok. Eu aș vrea să vă întreb, ați luat, sigur că în momentul de față ați luat în calcul câteva măsuri. E normal ca lumina să vină în zilele astea de la Ministerul Sănătății, la fel se întâmplă și cu activitățile sportive. Dar dacă ați putea să ne spuneți niște măsuri care
sunt luate deja în calcul în privința funcționării hotelurilor, de exemplu. Nu știu, poate mă gândesc la all inclusiv, la faptul că masa nu va mai putea fi luată în restaurant sau nu vor mai intra în restaurant prea mulți turiști. Dacă ne puteți da câteva exemple. Există un comitet de lucru și nu vreau să spun lucruri care nu sunt încă decise în cazul acelui comitet științific de la nivelul Ministerului Sănătății, din care face parte și un reprezentant al Ministerului Economiei. Lăsați-i să-și facă treaba, că nu se ajungă la un consens pe acele măsuri, le vom anunța. Nu vreau să mă pronunț eu înainte să spun acum că nu se va mai putea face turismul inclusiv în România sau că se va putea face turismul inclusiv în anumite condiții. Este clar și asta este evident și o normă de bun simț că nu vom mai putea sta așa aproape unii de alții atâta timp cât nu vom avea un vaccin sau un tratament foarte eficient pentru această boală. Da, eu vă mulțumesc foarte mult, domnule ministru, dar dacă mai există o întrebare și din partea lui Cătălin, te rog. Bună ziua, domnule ministru. Prea des s-au păcătuit guvernanțe din România de-a lungul mai multor cicluri de guvernare în a lua măsurile de la centru. Întrebarea mea este, în ceea ce doriți, în măsurile pe care doriți să le luați cu privire la turism, la turism în condiții de siguranță, în acest grup de lucru științific, ați inclus și reprezentanții hotelierilor, ai agenților de turism, ai operatorilor în general, pentru a le putea pune în practică corect din primă instanță? Din punctul de vedere al nostru, al Ministerului Economiei, noi avem discuții, secretarul de stat pe turism are discuții permanente cu industria de turism și aici nu vorbesc numai de hoteluri, și cu industria ospitalieră și cu agențiile de turism. Deci noi avem contact permanent cu industria turismului și împreună cu ei discutăm acest lucru. Să știți că foarte multe propuneri au venit de s-au arătat foarte deschiși și cu restaurantele. Noi de mâine, dacă trebuie, noi de mâine vom respecta aceste reguli. S-au și gândit cum să facă, inclusiv mesele, dacă sunt mese de mai multe persoane, să păstreze distanțele, pentru că pot fi și autocare care vin și poate doresc oamenii să stea mai mulți la masă. Deci se gândește și propunerile vin și din partea noastră a Ministerului, după ce le-am discutat cu mediul de business, către acel comitet științific de la Ministerul Sănătății, dar trebuie să repet, decizia este a doctorilor, decizia este a medicilor, pentru că sănătatea este mai importantă decât absolut orice. Îi mulțumesc foarte mult, domnule ministru, pentru explicații. Vom vedea ce se întâmplă, pentru că până una alta, domnilor, încă nu s-a deschis turismul în țări în care turismul chiar e o componentă foarte importantă. În Italia nu știu ce vor să facă, în Spania nu știu dacă se poate merge la plajă bună oară pentru localnici, nu știu care vor fi condițiile, poate că stăm și noi și ne uităm la alții, pentru că e o situație inedită pentru toată lumea. Mihai Duță, mă gândesc, poate îi așteptăm și pe greci să învățăm și de la ei ceva. Păi grecii sunt cei mai avansați. Grecii stau foarte bine și din punct de vedere al gestionării acestei pandemii. Sigur că, așa cum știm mulți dintre noi care mergem acolo sau care am fost acolo în concedii, sunt mai distanțați. Cât despre Spania și Italia, da, acolo e foarte greu. Chiar vorbeam azi cu un prieten care stă în Mallorca. Au primit voie să se plimbe dimineața și seara pe lângă, în jurul casei, cam un kilometru au voie să se plimbe. Deci asta e momentul de față. Tu dai seama cum e. El îmi trimite poze, ne cunoaștem de foarte mult timp, a fost colegi de liceu, îmi trimite poze și vede marea pe geam. Nu se poate duce la mare, nu au voie încă. A luat și o amendă într-o dimineață, acum vreo două săptămâni, că a ieșit foarte puțin în jurul casei și atunci chiar nu era voie să ieși decât în scopuri de urgență medicală sau pentru întrajutorarea unor persoane care nu au această posibilitate. Da, e foarte greu în aceste țări, dar e cumva greu și pentru noi, pentru că sigur că mulți dintre noi am decis să mergem în străinătate pentru că nu eram mulțumiți de condițiile oferite de turismul românesc. Hai să o spunem pe bune, turismul românesc a însemnat foarte multă vreme și inclusiv până ieri, până azi, sper să se schimbe ceva, a însemnat o cazare foarte scumpă și o masă destul de proastă. Aglomerație, balamuc, cam asta este în general turismul românesc. Știm foarte bine ce prețuri sunt la Poiana Brașov de sărbători. Cu banii aia te duci oriunde în lume și faci și schi și faci tot ce vrei în Italia sau Austria. Știm ce prețuri sunt la hotelurile din Mamaia și ce condiții sunt, pentru că plaja aia e aglomerată tot timpul, trebuie să rogi pe cineva să se ridice după
după șezlong, sau dacă prinzi un șezlong trebuie să-l rezervi pe o săptămână că stai acolo și așa mai departe. Sigur că, după cum spunea și ministrul economiei, turismul ăsta nu prea, oricum nu va merge în perioada următoare. Turismul ăsta de hotel mare și de lume multă și de balamuc pe plajă. Simplu, trebuie să păstrăm regulile de distanțare, așa că poate mulți dintre noi vom opta spre pensiuni, spre locuri mai retrase, mai izolate, acolo unde nu pot veni prea mulți oameni, unde nu se ajunge cu autocarul, unde nu sunt săli de mese de 100 de persoane și unde poate chiar nu ai... ne vom gospodări singuri, așa cum se întâmpla în anii 90, de exemplu, cine își aduce aminte de atunci. Revenim după publicitate, vorbim despre modelul suedez, e sau nu de urmat? Vorbim de asemenea cu un medic român din Franța, pentru că și în Franța urmează o relaxare a restricțiilor începând de lunea viitoare. Vedem concret ce se va întâmpla acolo, pentru că vă spuneam că îi luăm ca exemplu și pe cei din Franța, și pe cei din Italia, și pe cei din Spania. Cu toții vor relaxa o parte din măsuri începând de luni, așadar vedem despre ce este vorba după publicitate. Începând de lunea viitoare, inclusiv Franța are de gând să facă acest lucru. Până una alta însă, vorbim despre un model controversat, Suedia. Unii spun că este foarte bine ce au făcut autoritățile de acolo în frunte cu epidemiologul lor șef. Este dată Suedia ca exemplu în lupta împotriva noului coronavirus, inclusiv de către Organizația Mondială a Sănătății. Vă reamintesc că cei din Suedia, autoritățile din Suedia, au decis să nu instituie carantină. Au păstrat în anumite condiții, evident, instituțiile deschise, restaurantele sunt deschise, școlile sunt deschise, persoanele vârstnice sunt izolate și s-a creat, spun epidemiologii de acolo din Suedia, un soi de imunitate colectivă, contestată de altfel de alți specialiști. Eu nu pot să-ți creeze această imunitate pentru că poți să te îmbolnăvești din nou, spun alții. Vedem însă despre ce este vorba, care e concret acest model suedez și apoi comentăm cu invitații. Sweden has put in place a very strong public health policy around physical distancing, around caring and protecting for people in long-term facilities and many other things. What it has done differently is it has very much relied on its relationship with its citizenry and the ability and willingness of citizens to implement physical distancing and to self-regulate. Suedia a intensificat testarea persoanelor de COVID-19, iar spitalele au o capacitate adecvată de gestionare a focarelor. În pofida faptului că țara nu a impus până acum restricții dure pentru a-i ține pe oameni în casă, autoritățile dintr-un oraș au venit cu o metodă inedită pentru a împiedica reuniunea unor grupuri mari de 1 mai. O tonă de gunoi de grajd va fi împrăștiat în parcul central pentru a-i ține pe oameni departe și pentru a-i convinge să stea acasă. Pe 1 mai în Suedia se sărbătorește Noaptea Valpurgiei. Într-un an normal, 10.000 de oameni se strâng pentru a participa la petrecere. Suedia, un stat cu o populație de 10,3 milioane de locuitori, a înregistrat până în prezent peste 20.300 de cazuri de coronavirus și peste 2.400 de decese. Și alături de mine au rămas în continuare Mihai Duță, senior editor Newsweek România, și Cătălina Antoie, jurnalistă la cetățeanul.net, și ni s-a alăturat, în curând îl vom vedea pe Skype, și pe domnul dr. Radu Lupescu. Este medic român stabilit în Franța și mulțumesc foarte mult că a acceptat invitația noastră. Prima întrebare merge către dumneavoastră, domnule doctor. Cum vi se pare acest model suedez? Sunt convinsă că se discută și în Franța foarte mult. Da, într-adevăr, se discută. Sunt multe lucruri care sunt deocamdată neclare. În primul rând, dacă comparăm două țări vecine, Norvegia și Suedia, vedem că Suedia are totuși de 10 ori mai mulți morți decât Norvegia alăturată. Deci, de 10 ori mai mulți morți în Suedia. Nu știu dacă putem să fim atât de cinici încât să cerem unor cetățeni să accepte o rată de mortalitate. Nu știu dacă avem fiecare... Dacă putem să acceptăm ca apropiați de noi și să moară pentru a obține o imunitate naturală, să-i spunem. Asta este primul lucru. Al doilea lucru, vedem că numărul de cazuri față de populația, cazuri declarate față de toată populația,
populație este foarte mic. Nu știu cum pot vorbi ei de atingerea unei imunități naturale în acest caz. Ar trebui să avem 60% din populație. Deci ar trebui să fim la undeva la 6 milioane de cazuri declarate. Deocamdată sunt mult mai puține. Deci sunt foarte multe interogări. Nu știm nici cum au declarat exact decesele, dacă au declarat toate decesele legate de coronavirus sau doar cele care au fost testate pozitiv. De exemplu, în Franța, și eu voi termina cu asta, toate decesele care pot fi legate de coronavirus sunt declarate. De exemplu, dacă într-o casă de bătrân a fost un deces a unui pacient care a fost declarat pozitiv și sunt încă 10 decese suspecte acolo de care au avut probleme de respirator și așa mai departe, se consideră că dacă nu au fost testați, că sunt morți din cauza coronavirusului. Nu știu dacă fac acest lucru în Suedia. E o discuție foarte interesantă aici. Vorbim de un caz concret, să spunem, o persoană care are cancer și care poate ar fi avut posibilitatea să se trateze, poate ar fi scăpat de această boală și ar fi trăit mult înainte, mulți ani înainte și trecând peste coronavirus. Ori noi, ca și alte țări europene, îi trecem și pe cei care au fost în această situație și au murit de complicații în urma coronavirusului, îi trecem tot la coronavirus. E corect să se întâmple așa, domnule doctor? Știm că persoane care au cancer sau boli cardiovasculare sau diabet și la mai departe sunt mult mai fragile și când au o infecție cu coronavirus, mortalitatea este mult mai mare. Acum e dificil când aveți pe cineva care are un cancer și a avut coronavirus și moare de o îmbolie pulmonară. Știm foarte bine că infecția cu coronavirus provoacă o rată foarte mare de tromboze venoase și de îmbolii pulmonare, practic 25%. Deci bineînțeles că aceste morți sunt legate de infecția cu coronavirus, pentru că rata este mult mai mare decât în mod normal. Deci să nu declari aceste decese ca fiind legate de coronavirus este cumva să ne mințim pe noi înșine. Da, e o discuție, Mihai Duță, pe această temă intensă în România. Sunt foarte mulți români, evident, care nu au studii medicale, dar care comentează tot ce se întâmplă și au toate motivele să aibă o părere și spun, domnule, acum tot ce se întâmplă are legătură cu coronavirusul. Pe de altă parte, modul în care au abordat autoritățile de la noi, inclusiv chestiunea aceasta, cum ți se pare, Mihai, până acum? Bun, acum hai să delimităm un pic niște lucruri. Sigur că e de discutat dacă raportezi un caz al unui pacient care era cu cancer în fază terminală. Nu mă refer la ce spuneai tu mai devreme, un pacient care ar fi putut să fie tratat și să trăiască încă o lună, două, trei, un an, zece și așa mai departe. Probabil că au fost și câteva cazuri din astea puse pe seama coronavirusului, dar n-ai cum să le delimitezi. Cum stabilești o limită? De unde spui? Dacă persoana respectivă a fost depistată pozitiv la coronavirus, e normal să o raporteze acolo, pentru că poate mai trăia o zi, două, trei sau așa mai departe. În fine, e posibil să nu fie raportate, ca unele cazuri să nu fie raportate, poate că vom vedea sau vom avea o imagine mai bună atunci când vom avea o situație a numărului de morți, o situație comparativă a numărului de persoane care au decedat în România din anii trecuți, comparativ cu perioada din anul acesta. Pe de cealaltă parte, că vorbeam despre modelul Suedia și despre cei care spun acum, domne, gata, să ieșim în stradă, că modelul ăla e foarte bun. Băi, problema asta e așa. Știi, e foarte bun modelul ăla suedez, că funcționează economia până, Doamne ferește, ajunge la o persoană pe care o cunoște, să se îmbolnăvească de așa ceva și să sufere. Nu vorbim aici să pierdem pe cineva apropiat, vorbim doar să sufere din cauza acestui coronavirus. Eu cred că situația asta sau ceea ce se întâmplă în Suedia față de ceea ce se întâmplă la noi sau în restul lumii e o chestie care o poți să o privești doar din punct de vedere uman. E vorba de umanitate. Adică dacă te-ai hotărât să sacrifici bătrânii și zici, bun, ok, orice risc, oamenii în vârstă se vor duce și așa mai departe, trebuie să-ți și asumi chestia asta. Am văzut, să-ți mai dau un exemplu și închei, că sunt câteva lucruri care chiar m-au deranjat în postările astea publice. Eu nu sunt medic, nu pot să-mi dau cu părerea despre acest virus, nu știu ce trebuie făcut ca să scăpăm de el, ca să ne tratăm de el, nu știu chestia asta. Dar eu știu un singur lucru, că am văzut părinții isterici care spuneau, doamne, să înceapă școala de mâine. Dar cine își asumă ca un singur copil, unul singur,
să pățească ceva din cauza acestui coronavirus după ce s-ar deschide școlile. Cine și asumă chestia asta, bun, ok, e foarte puternic, eu n-aș putea să fac niciodată așa ceva. Da, cu atât mai mult cu cât sunt niște cazuri, niște simptome noi la copii, despre care vom vorbi la ora 2 cu medicul Mihai Craiu. Cătălina Antohe, voiam să te întreb și pe tine despre modelul suedez. Sunt foarte multe comentarii pe această temă, foarte mulți îi laudă, pe de altă parte sunt și foarte mulți care spun, dom'le, astfel, un astfel de model se preta doar la Suedia. Oamenii au un anumit, au o anumită personalitate, ei sunt mai puțin sociabili, poate că la ei merge, la alte popoare nu. Ce crezi? În primul rând, Organizația Mondială a Sănătății nu a lăudat modelul suedez. A lăudat, a dat-o ca exemplu pentru modul în care cetățenii au înțeles să respecte această distanțare socială. Tocmai. Și este dată ca exemplu doar, am putea o lua ca exemplu doar în momentul în care relaxăm măsurile. Este foarte clar că în Suedia s-a adoptat o politică riscantă și am văzut o emisiune BBC în care un medic chiar spunea acest lucru, că se teme că măsurile sunt irresponsabile. Este faptul că modelul este mult mai periculos, cum bine a zis domnul doctor, e dovedit și de cifre. Chiar ministrul sănătății din Suedia recunoaște că mortalitatea și îmbolnăvirile sunt de 6-7 ori mai mari decât în Danemarca și decât în Norvegia. Apropo de ce spunea domnul doctor, iată, exact, și aș vrea să-l mai întreb pe domnul doctor, vorbind despre modelul suedez comparativ cu ce se întâmplă în Franța. Și în Franța oamenii sunt foarte sociabili, se reiau parte din activitate începând de luni. Ați putea să ne spuneți mai multe cum se pregătesc cei din Franța pentru a învăța din modelul lor? Domnule doctor. Deci, în Franța nu se va deschide totul de până viitoare. Dacă ați urmărit, dar s-a făcut o hartă a Franței și sunt zone verzi și zone roșii în funcție de două circulația activă a virusului și care este ocuparea patrulor de reanimare în județul respectiv. De asta se va decide sau nu deschiderea mai largă. Deci criteriile vor fi anunțate la sfârșitul săptămânii acum. Asta este primul lucru. Al doilea lucru este faptul că s-a vorbit despre imunitatea naturală care trebuie atinsă. Bineînțeles, sunt toate semne de întrebare pentru că nu știm dacă suntem chiar imunizați. Deci avem totuși niște cazuri destul de complicate, să spunem, cu pacienți care au fost în contact cu virusul acum 30, 40, chiar 50 de zile și au acum semne de gravitate. Nu știm dacă s-au reinfectat sau dacă virusul a rămas cumva activ și se reactivează la un moment dat. Deci sunt deocamdată foarte multe întrebări. Este o boală nouă și cred că nu putem să avem certitudini. Asta este foarte clar. Despre deschidere. Știți că școlile nu se vor deschide toate. Se vor deschiderea doar pentru anumite clase. Cei de la grădiniță și cei din clasa 1 vor fi așa luate pe anumite săptămâni și doar în județele care sunt verzi. Deci deocamdată în județul în care sunt eu, deci în Bahan, în Alzacia, știm ce se va deschide săptămâna viitoare. De asemenea, se preparează să respectăm în continuare de măsuri de distanțare socială, deci cu purtatul măști și până departe. Bineînțeles, preocuparea cea mai mare este faptul că economia este stopată complet și trebuie reînceput la activitatea economică pentru că oamenii și economia să supraviețuiască, dar preocuparea este, așa cum au spus unii jurnaliști, cu ce preț? Deci, autorităților este foarte frică de acest al doilea val și de aceea deschiderea asta va fi foarte mare, foarte mult supravegheată și ne-au rugat spitale și clinice să rămânem poziționați cu număr foarte mare de paturi de reanimare deschise pentru a face față unui al doilea val care poate veni foarte rapid. Foarte rapid, când nouă ni s-a spus, de exemplu, aici că e posibil să fie un al doilea val în toamnă, e posibil să fie chiar din vară un al doilea val, se vorbește în Franța? Da, deci frica autorităților este să apară un al doilea val de la sfârșitul lunii mai, începutul lunii iunie. Asta vom vedea cum se comportă virusul. Dacă este vorba de o sezonalitate și dispariția virusului cu încălzirea temperaturii, da, nu vom avea al doilea val decât probabil la toamnă. Sau poate, hai să sperăm, deloc. Dar deocamdată astea sunt speculații. Deci,
Deci virusul circulă în continuare, deci ne putem aștepta la un al doilea val de la începutul lunii iunie, când efectele deschiderii vor fi palpabile. Sau, dacă avem noroc, să spunem așa, poate apărea doar când revin zilele reci, deci în octombrie-noiembrie. Deocamdată este prea devreme, ca să spunem. Sunt modelizări care s-au făcut pe ambele variante, dar este mult prea devreme ca să fim siguri. Vom vedea în următoarele 2-3 săptămâni. Da, mulțumesc foarte mult, domnule doctor. Iată, noi vorbeam ceva mai devreme și cu ministrul economiei, care nici el nu putea să spună, domnule, ce se va întâmpla concret. Noi nu știm ce se va întâmpla în iunie și nici nu am putea să știm. Iată, în Franța, Cătălin se ia în calcul un al doilea val. Da, se vorbește și la noi despre un al doilea val și specialiștii spun că ar putea fi mai probabil apariția acestui al doilea val în momentul în care am reușit tocmai culmea să gestionăm mai bine pandemia, dar fiindcă ar fi rămas încă o mare masă a populației care nu a fost încă expusă la coronavirus și ar putea fi expusă în cadrul celui de-al doilea val. Am aflat însă că recent, asta e o informație nouă, că urmează la Bruxelles, mă scuzați că deviez un pic subiectul, urmează ca la Bruxelles să fie implementat începând de luni un nou tip de analiză pentru coronavirus bazat pe analizele de sânge. Dacă domnul doctor știe despre așa ceva. Știți, domnule doctor? Da, au început și la noi în ultimele săptămâni, deci analizele de serologice. Deci aceste analize nu sunt practicate pentru a diagnostica boala, ci pentru a vedea dacă am fost sau nu în contact cu virusul. Sunt deocamdată multe întrebări, sunt zeci de teste disponibile, sunt actualmente testate de către Ministerul Sănătății și de laboratoare. Scopul este efectiv de a putea testa cât mai mult, deci se vorbește de 6-700 de mii de teste. Măcar e bine că există această posibilitate și există mai multe tipuri de testări. Vă mulțumesc foarte mult, domnilor, că ați fost alături de mine. Am aflat, iată, câteva lucruri noi. Revenim de la ora 13, avem un nou bilanț atunci, până la 13 știri de la Fix cu Alex Rotaru. Noi, oamenii din Kaufland și din Glovo, împreună cu